Vestea că celebrul make-up artist Anca Molnar s-a stins din viață la 35 de ani a îndoliat și obizul românesc. Multe vedete care au colaborat cu Anca nu și revin din șoc. Una dintre prietenele sale a acordat un interviu în exclusivitate pentru Playtech știri despre cum s-au cunoscut și ce mărturisire grea a făcut după un control medical în București. Anca Molnar a murit marți 11 iunie 2024 după o luptă nemiloasă cu cancerul. Experta în machiaj era foarte apreciată de multe vedete din România care apelau la ea să le înfrumusețeze pentru diverse evenimente și nu numai. Cu una dintre ele a legat o frumoasă prietenie. Este vorba de Alina Radi, cea care a oferit detalii cu tremurătoare despre cum a aflat Anca Molnar că e bolnavă. Ne cunoșteam de mulți ani, ne-am cunoscut în 2012-2013, când a făcut primul ei curs de make-up. M-a contactat și de atunci s-a legat o prietenie frumoasă între noi. Ulterior, chiar am a recomandat să fac un curs, apoi am colaborat în diverse proiecte. Era o femeie sociabilă, prietenoasă, nu aveai cum să nu lege o prietenie cu ea. Rămâne de neînlocuit. Era o femeie atât de bună, a declarat Alina Radi exclusiv pentru Playtech Știri. Prietena ei ne-a mai spus că a vorbit ultima dată cu Anca în urmă cu două luni, momentul fiind extrem de emoționant și lacrimogen. Potrivit Alinei Radi, make-up artistul a aflat care tumore pe creier după un control medical în capitală, durerile de cap fiind cele care au alarmat-o să meargă la doctor. Trupul neînsuflățit al Angăi Molnar va fi depus la casa mortoară Angel, situată în calea Lugojului. În mormântare va avea loc joi 13 iunie la cimitirul din Ronat, situat pe strada locotenent Ovidu Bâlea, a anunțat soțul ei Claudiu Molnar pe rețelele sociale.